pata de clipă încleiată. Albă culoare are pata de pe măsărița cernită, măsărița sau fața de masă de la moți, ce-i lucrată pe îndelete în lunga iarnă, la războiul cu ițe și spete, nu la cel cu pușca și bomba. Of, sălbatică-i lumea în care trăiesc! Zi, zi nedreaptă și murdară, ca o pată de clei albă pe solul cernit. Uf, ce tăcere de boltă cerească se așterne pe inima ce nu mai vrea să bată. Greu e dorul de oameni, ce vor cu tot din adinsul să rămână oameni. Mă simt murdar, întinat, mă simt iudă, cu toate că la propriu nu eu l-am vândut pe Iisus. Sunt pătat de mine însumi și mă lepăd de lumea în care trăiesc. Eternă trecere ce te îndepărtează sau te apropie. Început de ceva sau sfârșit, acel ceva depinzând doar de punctul de vedere în care te afli. Văz, dar altfel de simți, zărire cu ochiul minții ce mă face să mă simt pată de clei pe țolul cernit. Motivare sau nemotivare a singurătății trăirilor neîmpărtășite, trăiri tulburi de clipe fără a-l simți pe cel ce te aruncă în vâltoarea vieții, reper rămânându-ți doar cernitul țol al asfințitului de soare în ceața de după neguri. Clipă sau clipe în care doar îngerul mai poate tulbura sau limpezi apa, dar și atunci rămân singur, singurătatea lumii nu mă mai afectează, deoarece am devenit pata de clei pe țolul cernit. Și totul durează, durând secunde poate, minute poate, ore, zile, ani, cine mai știe măsura? Nu mai am totul și toate devenind doar multipli a ceva sau cuiva. Diplomatică enumerare, ca nu cumva să deranjeze pe cineva. Dar ce o fi diplomația dacă nu arta de a face totul posibil, iar diplomatul acel om ce face să crezi că ai realizat imposibilul? Și timpul? Da, timpul nu este el cel mai mare diplomat? Nu în timp au devenit cele mai multe lucruri imposibile posibilități? Pată oare? Ori poate încercarea de a fi unul dintre aceia ce vor să depășească fără a egala? Întrebările celui ce pare singur? Există oare singurătate ce nu poate fi împărțită cu altcineva? Trebuie să-mi definesc toate acestea ca apoi să-l găsesc pe acel ce mă va arunca din nou în tulburea apă îngerească. Lipituri cu scoci ale gândurilor rupte, colaj de pete încleiate pe țolul necernit al vieții. Conflict ce vine din încercarea săririi unor etape. Acele etape ce egalează vechiul, fără a încerca să-l extirpi ca și cum nu ar fi fost, astfel rearanjând, zidind temeinic, nu frunză în vânt. Mă simt murdar, pată neagră pe albă năframă într-o lume ce arată ace și un țol cernit.